toate laturile, atât cultural, cât și pe potențialul de infrastructură a județului Buzău și eu cred că ele pot fi împletite. Lasă pe ținut ce se vor prezenta pe măsură ce vor lua cuvântul și dau cuvântul în primul rând domnului ministru al culturii. Vă rog, domnul ministru. Mulțumesc. Mulțumesc mult, domnule prefect. Nu vreau să trebuie să scapi, dar nu așa, pentru că noi investim politicul și la Buzău și punem așa cu funcții mai mari în centru. În primul rând, felicitări tuturor celor care au decis să se implice, să susțină acest proiect, care are ceva vechime la stadiul de Brut. Acum ne mutăm pe zona de Brut. Din toate punctele de vedere, există și banii, există și voința politică și mai presus de toate există dorința tuturor de a readuce la viață un monument al unei perioade extrem de rele din istoria României. Iar faptul că există mai multe proiecte pe această direcție, a început cu Siget, vom avea finanțați și Muzeul Revoluției Comuniste de la Timișoara, există Muzeul Ororilor la Sfântul Gheorghe, este Muzeul Ororilor la București, pe care mi l-aș dori să fie un centru de studii al istoriei comunismului. Toate lucrurile astea sunt importante pentru că vedem că în momentele în care memoria ne părăsește, deciziile adevărate își fac locul și nu sunt mulți kilometri de la un loc unde mor oameni, tocmai pentru că probabil cei care decid mai la est au uitat ce a însemnat comunismul. Îmi doresc foarte tare să existe. România este o țară care încearcă să-și păstreze memoria și avem și exemplul studiului Holocaustului. Mi-aș dori ca și studiul istoriei comunismului să fie o materie importantă în istoria pe care copiii învață, pentru că pe nebunia de atunci am reușit să reconstruim acum, pe nebunia care a fost de atunci lucrurile rele care au durat 45 de ani în România s-au gândit. Tot ce a fost mai bun în societatea românească a fost întors invers, a fost trimis la canal, a fost trimis în pușcării, iar rănile pe care această fractură a istoriei au făcut atunci ne simțim și astăzi. Sunt foarte bucuros, repet, că putem participa la acest la această restaurare. Suntem buzoieni și ne bucurăm că un moment din Buzău va beneficia de o nouă viață și sper, din postura de Ministru al Culturii, deși nu mi se subordonează, sper ca vizele necesare acestei refaceri să se obțină cât se poate de repede și să vedem monumentul atunci când a fost planificat, în 2026, să vedem deschis pentru public. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și o să vreau să privesc mult la oameni și domnului primar de la rând, pentru că nu știe, în urmă, într-un fel, gazda acelui moment. Nu știu și nu cred că statul român avea resurse pentru a face din bugetul de stat această investiție foarte importantă, care înseamnă 9 milioane de euro fără TVA, și pentru a o aduce la Râmnicu Sărat. Nu e vorba aici doar de cei peste 20.000 de turiști pe care îi vom vedea după ce această închisoare va deveni un memorial dedicat victimelor comunismului și un centru educațional, dar e vorba și despre municipiul Râmnicu Sărat, pentru că un asemenea proiect, așa cum au fost și în alte locuri din state din Europa Centrală și de Est, are născut întreaga comunitate. Asta înseamnă că pe orizontală deschide calea unor alte investiții și industrii, mă refer la industria Horeca, mă refer la faptul că Râmnicu Sărat va deveni un punct pe harta nu doar turistică a României, dar și a muzeilor memoriale, care nu sunt și nu vor fi foarte multe, de asemenea învergură și de asemenea statut.
În altă ordine de idei, vreau să vă spun că muzeele memoriale reprezintă o prioritate a actualului executiv. Nu doar acest muzeu, cele pe care le-a menționat domnul ministru Romașcanu, mai vorbim și despre Muzeul Istoriei Evreilor și a Holocaustului, care este într-o fază mai avansată, dar presupun că la sfârșitul acestui an, ambele, sau începutul anului viitor, ambele vor fi cu lucrările de execuție în derulare. De asemenea, vreau să vă mai spun că există, din partea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, noua conducere reprezentată de domnul Șandru, există foarte multă voință și implicare, pentru că acest muzeu memorial nu înseamnă doar un loc care va fi administrat de institut și care înseamnă crearea a încă 13 locuri de muncă, dar înseamnă, nu-i așa, prima perspectivă în teritoriu a unei instituții guvernamentale memoriale de anvergura institutului, care este în coordonarea directă a primului ministru, și sper ca și alte instituții să ia acest exemplu, pentru că România nu înseamnă doar capitala București și fiecare astfel de investiție și fiecare astfel de componentă în orașele, municipiile și județele României înseamnă deschidere a administrației centrale către administrația locală și într-un fel o formă de descentralizare. Mulțumesc foarte mult! Bună seara! Un loc al memoriei, un loc în care se vor regăsi pe o foarte curând, cel mai târziu în 2026, nu doar artefacte, nu doar imobilul restaurat, ci și acel centru educațional care va avea, în mod evident, o anvergură națională și chiar internațională, cum sperăm noi. Astăzi se face o lună, se fac o lună și 10 zile de când am preluat acest mandat. Și în prima zi mi-am dat seama că acesta este proiectul zero. Este proiectul care se va identifica, practic, cu mandatul meu. Iar în condițiile în care există această deschidere pe care a arătat-o atât Secretariatul General al Guvernului și Cancelarea Prim-Ministrului României, reprezentată aici de doamna Secretară Statistica Solomon, deschiderea pe care un alt reprezentant al Guvernului pentru Politicile Memoriei, domnul deputat Alexandru Morar, deschiderea la Ministerul Dezvoltării, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și, evident, deschiderea domnului Ministru al Culturii, cu care deja am deblocat anumite chestiuni, nu voi avea nicio scuză. Nu voi avea nicio scuză. De plină responsabilitate va fi a mea. Și în această perspectivă vă privesc în ochii acum și vă spun că memorialul se va face și tot ceea ce ține de mine va fi pus pe masă. Adică va fi transparent, vă voi ține la curent fiecare etapă acestui proiect. Îmi asum de plină responsabilitatea asta, pentru că, dincolo de a fi pentru o anumită perioadă în această poziție, sunt profesor de științe politice, predat despre istoria comunismului. Știu, spre exemplu, că acea sută de ani de modernitate, de la 1918 până în 2018, România și românii au trăit 52 de ani în variate forme de autoritarism și totalitarism și doar 48 de ani în forme funcționale sau privații funcționale de democrație. Am, spunea foarte bine doamna Secretar de Stat, ai deduș un fiu de 22 de ani, care atunci când vorbim despre comunism, e cel mult neutru. Pentru că nu înțelege foarte mult de lucru. Cred că e nevoie de astfel de centri educaționale, cred că e nevoie ca astfel de memoriale să existe, tocmai pentru ca răul să nu se mai întâmple niciodată. După pacea Wilsoniană, în 1918, s-a crezut că răul nu se va repeta și a venit al doilea război mondial. După al doilea război mondial, a urmat războiul rece. După căderea regimului comunist în Europa de Est și disoluția URSS în 1991, s-a crezut iarăși că răul nu se mai poate repeta. Și totuși, când vedem, la câteva sute de kilometri distanță, cum
amintit deja domnul ministru Roman. Deci, acest memorial se va face, calendarul pentru restaurarea închisorii tăcerii a fost prezentat de doamna Hegeduș. Ce vreau să vă mai spun este că am decis astăzi, în discuția pe care am avut-o chiar aici la Prefectura Județului Buzău, că imediat, în perioada imediat următoare, cu vorba de săptămâni, vom iniția demersuri și pentru a avea finanțare pentru intervenția de urgență la Popeș. Și eu cred că până în toamnă putem realiza și această intervenție, încât atunci când se va începe procedura de restaurare să fie totul asigurat că nu va fi afectat din mod. Și o altă informație vreau să vă dau. Reluăm din vara acestui an, ultima parte a lunii august, cursurile Universității de Vară la Dumnezeu Sărac. Vreau să-i mulțumesc domnului ministru pentru sprijin, pentru că vom colabora și cu Ministerul Culturii și cu Consiliul Județean Buzău și, evident, cu Primăria Municipiului Dumnezeu Sărac și mulțumesc și domnului primar pentru toată deschiderea pe care mă bucur că prezent aici domnul deputat Gabriela Romescu. Am convenit că, de îndată ce începe șantierul, voi fi foarte prezent la Dumnezeu Sărac, cel puțin de două pe săptămână. Nu e neapărat un model, dar ideea este că trebuie să fiu prezent acolo. Repet, mandatul meu se identifică în mod cert cu acest proiect și am de gând să fiu prezent cât mai mult. Vă mulțumesc și spuneați, domnul ministru, că da, să intervenția și domnului Ierăși. Urmată de susținerea lui Vlade Fundarul de anul trecut, nu au rămas neobservate și mă bucur că acest proiect a reușit să intre în atenția executivului, să facă parte integrată din PNR. Când vorbim de memorialul de la Râncu Sărat, vorbim de o inițiativă care vine din 2006-2007, atunci când s-au început și cursurile Universității de Vară de la Râncu Sărat, din 2007, care au fost primele cursuri. E un proiect pe care Partidul Național Liberal de lungul timpului l-a susținut și mă bucur că, în sfârșit, putem să-l vedem realizându-se. Eu aș vrea să subliniez, pentru că e săptămâna patrimă, că ce am văzut și știm la Râncu Sărat, că acolo a fost Golgota liderilor interbelici. Golgota a oamenilor care au făcut România Mare și care au reușit să... Aceste evenimente, nu spun doar în numele personal, ci și al comunității pe care o prezint, sunt dator cu mulțumiri pentru toți cei de față. Știu câte demersuri au fost făcute de-a lungul timpului pentru că astăzi să putem vorbi de un moment zero în care toți aș primi așteptări. Și am înțeles că 2006 va fi anul de referință pentru ca memorialul să intre la mobil în memoria colectivă. Și să mulțumesc domnul ministru că este aici și ne susține. Doamna Ministrița de Stat, ce l-a pregătit să vă mulțumesc, tot câte proiecte importante am dat, nu le putem să mai înțelegit. Domnului deputat Alexandru Moraru, pentru invitare, știu că nu doar astăzi, ci la lungul timpului. Foarte legat de acest proiect, pentru că continuă acum o tradiție de familie și o să vă spun imediat despre ce este vorba. Am mari așteptări de la domnul președinte, nou președinte al Institutului pentru Integrarea Primelor Comunismului, pentru că din 2008 sunt alături de institut, dar este pentru prima dată când așteptările mele sunt cât se poate de mari. Există în spate, să spunem, un istoric și putem cu alte cuvinte care acum înainte să și construim. Domnul deputat Gabriel Aronescu, înțeleg că de acum înainte va fi parte la acest proiect la modul fizic. Și până acum, în modul fizic, pentru că îmi spunea domnul ministru că dacă va veni la două săptămâni la Râncu Sărat, veți veni împreună și domnul meu președinte. Dar deși nu este în sală, vreau să-i mulțumesc un om special pentru comunitatea noastră, pentru Institutul pentru Investigarea Primelor Comunismului. Actualmente este în Statele Unite, este ambasador, dar de acolo vreau, dacă vreți, tot ceea ce astăzi se concretizează, este vorba de domnul Andrei Moraru, care vreau să-i mulțumesc așa la distanță. Suntem beneficiarii acestei investiții când va veni și înțeleg care este responsabilitatea noastră. Domnul deputat avea dreptate, domnul
Alexandru Monar are dreptate că, din punct de vedere economic, poate să fie un redirigment pentru oraș. Înțelegem această oportunitate și Corundul va face toate demersurile pentru a fi la înălțimea așteptărilor. Vă mulțumesc tuturor! Biserici de lemn, pule, castel, care de fapt se numește un ansamblu brâncovenesc, deci sunt foarte multe obiective care pot fi prinse. În momentul de față avem o locație, de fapt, toată zona de gastronomie, ceea ce este un lucru foarte bun. Deci sper că și alte obiective să fie propuse, pentru că, din vene de vene, propunem următorul lucru. Să ne folosim de acest patrimoniu cultural, fie el construit, fie el material.